Această rubrică este oferită de Mekon. În anul 1818 s-a născut Ignazio Paoli. A fost ctitorul Catedralei Sfântul Iosif și primul episcop, apoi arhiepiscop al Arhidiecezei de București. Acesta a fost cel care l-a încoronat pe primul rege al României, Carol I al României, la data de 14 martie 1881. În anul 1864 s-a născut Ioan Bogdan, a fost lingvist, filolog și istoric român, autor al unor studii referitoare la limba documentelor slavo-romane și creator al filologiei slavo-romane. În anul 1876 s-a născut Mihai Codreanu, a fost poet, dramaturg, avocat și traducător român, membru corespondent al Academiei Române, a fost considerat drept cel mai prolific sonetist român și părintele sonetului românesc. În anul 1492 s-a sins din viață Papa Inocențiu al VIII-lea, a fost un papă al Romei și a rămas în istorie ca întemeietorul Inchiziției. Se spune că pe patul de moarte a cerut să îi se aducă o doică să îl hrănească cu lapte proaspăt direct de la sân. În anul 1916 a murit Maria Alexandrovna Blank. A fost mama lui Vladimir Ilici Lenin. A studiat limba germană, limba franceză, limba engleză și literatura rusă și vest-europeană și a dedicat cea mai mare parte a vieții copiilor săi, dintre care unii au devenit revoluționari de frunte. În anul 1945 a murit Enea Hodoș, a fost folclorist român, membru corespondent al Academiei Române din anul 1904. Prin activitatea sa de cercetător și culegător al reacțiilor populare, acesta a adus o însemnată contribuție în dezvoltarea folcloristicii românești, urmând cultul înaintașilor pentru literatura populară. A fost interesat cu precădere de creațiile populare din Banat, deși în unele povești se întrevăd ocupațiile locuitorilor din localitatea sa de Baștină. În anul 1969 s-a stins din viață Otto Dix, a fost pictor, desenator și graver, considerat ca unul dintre cei mai importanți artiști plastici germani ai secolului al XX-lea. În anul 315 este inaugurat Arcul lui Constantin, situat în apropiere de Coloseum în Roma, pentru a comemora victoria lui Constantin asupra lui Maxentius. În anul 1946, Statele Unite ale Americii au testat prima bombă atomică subacvatică în apropierea atolului Bikini din Oceanul Pacific. În anul 1978, în Anglia, se naște primul copil conceput prin fecundare artificială, fetița Louise Brown. Fecundarea a fost realizată de către profesorii Roger Edwards și Patrick Steptoe. În anul 1984, cosmonautul sovietic Svetlana Savitskaya a devenit prima femeie din lume care a ajuns în cosmos. În anul 2000, un avion Concorde s-a prăbușit imediat după ce decolase din Paris. În accident au murit toți cei 109 oameni din avion și 5 aflați la sol. În anul 2007, Pratibha Patil devine prima femeie care a deținut funcția de președinte al Indiei. Această rubrică a fost oferită de Mekon.